Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi prieteni, am ajuns cu studiul nostru la capitolul 24 al cărții Geneza, în momentul în care Eliezer este pe cale să se întâlnească cu Rebecca, cea care va deveni soția lui Isaac. Să vedem dar ce se întâmplă și vom citi din capitolul 24, versetele 15 și 16. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebecca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă. Era fecioară și niciun bărbat n-a să legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor, a umplut vadra și s-a suit iarăși. Cred că avem aici și motivul pentru care Avram îl trimite pe Eliezer în Haran. Acolo era familia lui. Rebecca era rudă, chiar dacă de mai de departe, cu Avram. Avram nu voia pe cineva dintre popoarele în mijlocul cărora venise. Rebecca era o fată foarte frumoasă și, așa cum menționam data trecută, nu cred că este nimic greu în aceasta. Nu văd de ce Hollywoodul ar trebui să beneficieze de toată frumusețea. O frumusețe exploatată, o frumusețe pervertită, iar noi să o respingem. Frumusețea fizică, dublată de cea a caracterului, este un lucru de dorit pentru orice persoană. Eu unul mă rog ca toți oamenii frumoși să slujească lui Dumnezeu și nu numai ei, bineînțeles. Robul a alergat înaintea ei și a zis, dăm te rog să beau puțină apă din vadra ta. Bea, domnul meu, a răspuns ea și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis, am să scot apă și pentru cămilele tale până vorbea și se vor sătura. Un alt lucru important care trebuie observat la Rebecca este politețea și generozitatea ei. Are deci multe calități. Este frumoasă, isteață și politicoasă. A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic ca să vadă dacă domnul a făcut să izbutească sau nu călătoria. Aduceți-vă aminte, dragi ascultători, că Eliezer era însoțit de zece cămile. După cum știți, o cămile este foarte rezistentă în ceea ce privește setea datorită celor rezervoare pe care le are. Dar atunci când bea apă, puteți să vă imaginați ce înseamnă aceasta. Așadar, Rebecca a avut ceva de lucru în adăparea acestor cămile. Slujitorul lui Avram nu poate face altceva decât să asiste uimit la ceea ce făcea de fapt Dumnezeu. Evidențele erau clare. Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă de aur de greutatea unei jumătăți de siclu și două brățări, grele de 10 sicli de aur, și a zis, A cui fată ești? Spune-mi, te rog, este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte? Ea a răspuns, Eu sunt fata lui Betuel, fiul Milcăi și a lui Nahor. Și a zis mai departe, Avem paie și nutrez din belșug și este și loc de găzduit peste noapte. Atunci omul a plecat capul și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului zicând, Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Elezer udat cui este această frumoasă și harnică fată. Ea este ruda lui Avram prin fratele acestuia, Nahor. Este clar acum pentru slujitorul lui Avram că Dumnezeu este cel care i-a condus pașii în această direcție. Dumnezeu conduce pe oricine este dispus să asculte. Eliezer a ascultat și Dumnezeu l-a condus acolo unde trebuia. Rebecca este intrigată de comportamentul acestui slujitor. Fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate. Rebecca avea un frate numit Laban și Laban a alergat afară la omul acela la izvor. Văzuse veriga și brățările în mâinile sorei sale și auzise pe sora sa Rebecca spunând, așa mi-a vorbit omul acela. A venit dar la omul acela care stătea lângă cămile la izvor. Pentru că este menționat aici numele Laban, vă rog să-l țineți minte, pentru că ne vom mai întâlni cu acest personaj. Eliezer așteaptă acolo la fântână pentru a vedea care va fi deznodământul acestui eveniment. Nu știa dacă va fi bine primit sau nu, sau ce vor spune părinții și rudele fetei. Însă acolo este Laban, unul care, așa cum vom vedea, avea un interes deosebit în lucrurile materiale, în bogății. El a sesizat imediat brățările de la mâna fetei imediat a înțeles că are de-a face cu un om bogat, iar la bani n-ar pierde o afacere pentru nimic în lume. Iacov, un personaj cu care vom avea de-a face mai târziu, poate să ne asigure de aceasta. Să nu anticipăm însă. Eliezer ajunge în casa lui Betuel, tatăl Rebecăi, și a zis Vino, binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Am pregătit casa și am pregătit un loc pentru cămile. Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele, a dat paie și nutreți cămilelor și a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia și ale oamenilor care erau cu el. Din nou apare ospitalitatea orientală, exprimată prin spălarea picioarelor. Observați că nu în mod gratuit, am spus că Eliezer era însoțit și de alți oameni. Acum vine momentul în care slujitorul lui Avram dezvăluie scopul călătoriei sale. Dar înainte de aceasta doresc să vă îndrept atenția înspre o imagine minunată, purtătoarea unei semnificații importante. Una din figurile de stil mereu folosite în Noul Testament când se referă la relația dintre biserică și Domnul Isus este aceea a mirelui și miresei. Domnul Isus este mirele, iar biserica este prezentată ca fiind mireasa. Asemenea slujitorului lui Avram, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine să vorbească despre mire. Vine să pețească, spunem noi. Așa cum Eliezer vine să o ia pe Rebecca pentru Isac, Duhul lui Dumnezeu vine să-i pețească, să-i convingă pe oameni să intre într-o relație cu Domnul Isus. Avem așadar o minunată istorie, una care anticipează un viitor promițător. Revenim la Eliezer. Apoi i-a dat să mănânce, dar el a zis: Nu mănânc până nu voi spune ce am de spus. Vorbește, a zis Laban. Slujitorul lui Avram spune, nu pot să mănânc până nu spun care este misiunea mea. După mine, aceasta este din nou caracteristica Duhului Sfânt care a venit în această lume pentru a ne vorbi despre Domnul Isus. Este misiunea lui și nimic altceva nu este mai important decât ea. Pentru Dumnezeu, cea mai importantă problemă o constituie mântuirea sufletelor noastre. Desigur, sunt lucruri importante pe acest pământ: guverne, țări, companii, afaceri, dar cel mai important lucru este ca sufletul omului să fie mântuit. Slujitorul lui Avram nu va mânca, nu va bea, nu vorbește despre nimic altceva până nu-și prezintă misiunea lui acolo, scopul călătoriei sale până în acel loc. Este interesant modul în care se prezintă el. El nu reclamă o identitate a lui. Ci se consideră slujitorul, mesagerul, ambasadorul altuia. Ascultați! Atunci el a zis: Eu sunt robul lui Avram. Domnul Isus a spus referitor la Duhul Sfânt următoarele cuvinte: cuvinte pe care le găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, începând cu versetul 13. Când va veni îngăietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El ci va vorbi tot ce va fi auzit, vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Exact la fel face și Elezer, slujitorul lui Avram. Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu care a ajuns la mare propășire i dat oi și boi, argint și aur, robi și roabe, cămilă și măgari. Slujitorul începe să vorbească mai întâi de casa stăpânului său. Ori acesta este un lucru pe care și Duhul lui Dumnezeu dorește să-l știm în ceea ce privește casa Tatălui nostru din ceruri. Duhul lui Dumnezeu este cel care convinge lumea în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Aceste trei lucruri sunt lucruri pe care Dumnezeu dorește să le comunice lumii pierdute în păcat. Dumnezeu dorește ca lumea să știe că va veni o zi a judecății peste acest pământ afectat de păcate, peste omenirea coruptă prin puterea păcatului. Unii predicatori spun că lumea este supusă judecății pentru că îl respinge pe Domnul Hristos. Eu cred că lumea este pierdută pentru că este sub puterea păcatului. Atunci când îl respinge pe Domnul Isus Hristos, omenirea nu face decât să respingă singura șansă de a ieși de sub această putere a păcatului și să primească mântuirea. Indiferent dacă un om aude despre Domnul Isus sau nu, el este pierdut. Dacă aude, are parte de harul, de darul lui Dumnezeu. Dacă acceptă oferta lui Dumnezeu, este izbăvit. Dar dacă refuză această ofertă, nu face decât să urmeze destinul la care este supus din pricina păcatului. Deci, Duhul Sfânt mărturisește despre un altul, așa cum face și slujitorul lui Avram. După ce vorbește despre casa stăpânului său, Eliezer va vorbi acum despre fiul acestuia. Sara, nevasta stăpânului meu, a născut la bătrânețe un fiu stăpânului meu și lui a dat el tot ce are. Într-un mod infinit mai mare, Domnul Isus este moștenitorul Universului, și noi suntem moștenitori împreună cu el. Acum este momentul în care slujitorul lui Avram spune motivul concret pentru care a ajuns acolo. Stăpânul meu m-a pus să jur și a zis să nu iei fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în țara cărora locuiesc, ci să te duci în casa tatălui meu și la rudele mele ca de acolo să iei nevastă fiului meu. Eu am zis stăpânului meu, poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze. Și el mi-a răspuns, Domnul, înaintea căruia umblu, va trimite pe îngerul său cu tine și îți va da izbândă în călătorie și vei lua fiului meu o nevastă din rudele și din casa tatălui meu. Vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci dacă te vei duce la rudele mele și dacă nu ți-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci. Eu am ajuns azi la izvor și am zis, Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, dacă binevoiești să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac, iată, eu stau la izvorul de apă și fata care va ieși să scoată apă și căreia îi voi zice, Dăm, te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Și care îmi va răspunde, bea tu însuți și voi da de băut și cămilelor tale, fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu. Înainte de a sfârși de vorbit, în inima mea, iată că a ieșit Rebecca cu vadra pe umăr. S-a coborât la izvor și a scos apă. Eu i-am zis, dăm să beau, te rog! Ea s-a grăbit și a plecat vadra deasupra umărului și a zis, bea, și voi da de băut și cămilelor tale. Am băut și a dat de băut și cămilelor mele. Eu am întrebat-o și am zis, a cui fată ești? Ea a răspuns, sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și al Milcăi. I-am pus veriga în nas și brățările la mâini. Apoi am plecat capul, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avram că m-a călăuzit pe calea cea dreaptă, ca să iau pe fata fratelui stăpânului meu pentru fiul lui. Acum, dacă voiți să arătați bunăvoință și credincioșie față de stăpânul meu, spuneți-mi. Dacă nu, spuneți-mi iarăși, ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga. Aceasta este, dragi ascultători, întreaga istorie pe care Eliezer o spune familiei lui Rebecca. Observați, vă rog, că nu exagerează în mod tenențios pentru a obține cu orice preț ceea ce vrea. Noi suntem adesea ispitiți să dăm o mână de ajutor acolo lui Dumnezeu și să dramatizăm în mod exagerat anumite situații pentru a câștiga ceea ce ne dorim. Nu este cazul în ce privește pe Eliezer. El vrea să cunoască dacă este voia lui Dumnezeu. Să urmărim care este răspunsul familiei Rebecăi. La ban și Betuel, drept răspuns, au zis, de la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Iată, Rebeca este înaintea ta. Ia-o și du-te, ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul. Când a auzit robului Avram cuvintele lor, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Și robul a scos scule de argint, scule de aur și îmbrăcăminte pe care le-a dat Rebecăi. A dat de asemenea daruri bogate fratelui său și mamei sale. Dragii mei, atunci când Dumnezeu conduce lucrurile, este evident pentru toată lumea. Atunci nu mai este nevoie de negocieri, nu mai este nevoie de dispute, nu mai sunt îndoieli. Este perfecta planificare și împlinire care se realizează prin controlul direct al lui Dumnezeu. După aceea au mâncat și au băut. El și oamenii care erau împreună cu el și s-au culcat. Dimineața când s-au sculat robul a zis: „Lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu.” Fratele și mama fetei au zis: „Fata să mai rămână cât va timp cu noi, măcar vreo 10 zile, pe urmă poate să plece.” Slujitorul lui Avram a învățat nu numai credința de la Avram, de la stăpânul său, dar și operativitatea și spiritul practic. Vă mai aduceți aminte de momentul în care Avram a cerut o dovadă concretă cu privire la promisiunea lui Dumnezeu de a-l binecuvânta? Așa face și Eliezer. Este a doua zi dimineața, Eliezer este gata de drum, a văzut izbânda pe care Dumnezeu i-a dat-o și nu mai are niciun motiv pentru a zăbovi. Cei din familia Rebecca însă nu sunt de aceeași părere. Abia acum se gândesc ei să ceară părerea celei care ar fi trebuit probabil întrebată în primul rând, Rebecca. El le-a răspuns, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea, lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Atunci i-au răspuns, să chemăm pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebecca și i-au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, răspuns ea. Avem din nou în față o scenă tipic orientală. Mai întâi familia îl tratează, regește pe musafir, hrănindu-i animalele, dar el vrea să-și împlinească misiunea, așa că el începe să le spună despre ce este vorba. El este venit pentru a găsi o soție pentru Isaac. În cele din urmă le dă daruri prețioase, lucru care se întâmplă în fața întregii familii, sunt daruri de de un prinț. Slujitorul începe să vorbească despre stăpânul lui. Pe măsură ce îl povestește, se aprind focurile, toată familia se strânge la o la altă și acolo, printre toți acei oameni ai deșertului, o fată cu o înfățișare deosebită stă și ascultă cu atenție. El aude pe servitorul lui Avram povestind despre modul în care s-a născut Isaac, apoi viața lui Isaac. Apoi aude relatarea cu privire la modul în care Isaac aproape a fost adus ca jerfă de tatăl său Avram. Dar Dumnezeu, în ultimul moment, a oprit totul, pentru că Isaac este un copil special, unul cu care Dumnezeu are planuri mari. În cele din urmă, ajunge la momentul în care el, servitorul de încredere al lui Avram, este trimis să găsească o mireasă pentru Isaac. Avram nu a vrut ca Isaac să se căsătorească cu una din fetele cananiților. El a vrut ca fiul lui să se căsătorească cu cineva care are același respect față de Dumnezeu cineva care recunoaște autoritatea lui Dumnezeu. Rebecca a ascultat în tot acest timp. De acum privirile se întorc către ea. Nimeni n-a luat-o în seamă pe tot timpul povestirii, dar acum se întorc către ea și o întreabă, vrei să mergi după omul acesta? Meonul trebuie să recunosc, îmi place această fată. Cred că a fost o tânără foarte hotărâtă. Iar când devine mama a doi copii, demonstrează aceeași hotărâre. Atunci când îi se solicită un răspuns, nu începe să negocieze, să dea înapoi, nu începe cu, păi, să vedeți, să, să ne mai gândim puțin, este foarte hotărâtă. Ea spune clar, da, merg. Dacă ați citit Evanghelile, dragi ascultători, ați remarcat probabil că bărbații pe care Domnul Isus i-a chemat să fie ucenicii lui au fost la fel de hotărâți. Cei care au fost pescari au lăsat imediat mrejele și au plecat după el. Matei, care stătea la vamă, a procedat la fel. Aceasta mă face să cred că este o calitate ce place lui Dumnezeu. Bă, chiar Domnul Isus a dat câteva exemple de oameni care au dat înapoi, care erau nehotărâți și n-a vorbit tocmai în termeni apreciativ la adresa lor. La un moment dat spune că cel ce pune mâna pe plug și privește înapoi nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Așadar, dragul meu prieten, fii un om hotărât. Atunci când este vorba de a urma pe Dumnezeu, cea mai importantă problemă a omului, orice amânare este o înșelăciune a diavolului. Diavolul niciodată nu te îndeamnă să spui nu. Numai că te îndeamnă să spui mereu mâine, dragul meu prieten. Dacă ai făcut promisiunea de a-L urma pe Dumnezeu, dar te potignești mereu, ești mereu ocupat când este vorba de a citi cuvântul Lui, când este vorba să te rogi, când este vorba să faci ceva pentru El și mereu, mereu amâni în un început, atunci, dragul meu, lucrul acesta este de la același dușman, diavolul. Nu te mai lăsa înșelat. Dumnezeu vrea oameni hotărâți. Oameni care dau nu răspunsuri pribite, dar răspunsuri clare venite în urma unei analize corecte, de rapide. Fi un astfel de om. Am cunoscut oameni care atunci când li s-a spus că au nevoie de Domnul Isus și au fost invitați să iau o decizie, n-au stat deloc pe gânduri, au spus un da hotărât și toți cei din jurul lor au putut confirma că daul lor n-a fost unul formal. Fi unul la fel. Nu vei regreta. Revenim însă la Elezer și Rebecca. Și-au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doi ca ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis, O, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor săi. Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Mă întreb dacă întâmplătoare este această profeție. Cred că nu. Cred că este același duh al lui Dumnezeu care confirmă ceea ce Dumnezeu promisese deja lui Avram. Rebecca și slujitorii au un drum lung de făcut către casă. Nu ni se spune nimic despre acest drum, dar nu cred că a fost un drum ușor pentru o domnișoară. Cămilele mai sunt numite corăbile deșertului. Cine și imaginează că este ușor să călătorească cu o corabie, se înșală. Găsesc că asemănătoarea este chiar una foarte potrivită. Cred însă că pe parcursul acestei călătorii, Rebecca a avut suficient timp să afle mai multe despre cel ce avea să-i fie soț. Îmi imaginez că servitorii îl cunoșteau foarte bine pe Isaac. Un om cu asemenea reputație nu putea trece neobservat. Dar timpul și distanțele trec. Și atât momentul întâlnirii dintre cei doi. Isaac se întorsese de la fântâna la Hairoi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că veneau niște cămile. Episodul acesta, vă spun, mă face să mă gândesc la ziua când Domnul Isus va veni din nou. O parte a bisericii, aceia care deja au trecut de pragul morții, îl vor însoți. Va fi o privelește minunată. Asemenea celor văzute de Isaac, care aștepta mireasa. Dar pentru unii va fi una groaznică. Mă întreb, dragul meu prieten, pentru noi cum va fi? Dar nu numai Isaac aștepta, Rebecca aștepta și ea să ajungă la mirele ei. Rebecca a ridicat și a ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis robului, Cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a zis, Este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat mahrama și s-a acoperit. Rebecca aștepta și ea să se întâlnească cu cel pe care îl văzuse doar cu ochii minții, în închipuirea ei. Atunci când este aproape, se pregătește imediat și pune hainele adecvate. De acum, slujitorul lui Avram încredințează mireasa lui Isaac. Aceasta a fost misiunea lui și și-a dus-o la îndeplinire. La fel va face și Duhul Sfânt cu noi. El ne va înfățișa înaintea mirelui nostru iubit, Domnul Isus Hristos. Isaac a dus-o pe Rebeca în cortul mamei sale Sara. A luat pe Rebeca ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isac pentru pierderea mamei sale. Isac a iubit-o pe Rebecca. Nici nu putea altfel. Dar ce exemplu minunat! Domnul Isus iubește și el Biserica. Este ceea ce ne spune în cuvântul său. Dragostea lui este una purificatoare, una care ridică, care îmbogățește. Să nu uităm acest lucru, în mod special cei care sunt soți. Dragii mei, am încheiat un nou capitol. Dumnezeu ne asigură din nou că nimic nu este în afara controlului său și că nimic nu-i produce o bucurie mai mare ca aceea de a-și oferi dragoste. Capitolul 25, pe care îl vom studia data viitoare, ne va prezenta alte două personaje cu rolul importante în planul lui Dumnezeu în ceea ce privește izbăvirea omenirii. Până atunci însă, nu uita, dragul meu prieten, că lui Dumnezeu îi plac oamenii hotărâți oamenii care nu dau înapoi. Fii un astfel de om. Rămâneți cu har și pace. Când bat furtun și viața ți-e pericol lipsuri pădesc în viața ta Când simți că nu mai ai nicio nădejde Al Domnului cuvânt tu lui uita Credincios Iisus Hristos Împlinește cea a credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce a zis. Când ești lovit cu mare înverșunare, legi de ce s-a întâmplat Când nu mai vezi în preajmă vreo scăpare Să știi că Dumnezeu nu te-a uitat am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania@ Căsuța Poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.